Experiență care o știu personal de la fratele Tiniuc, ce înseamnă ca vas de lucru, ca slujitor al Domnului, să taci și să lași pe Dumnezeu să-ți apere numele, că nu este numele tău, ci este numele Lui. Și el spunea înainte de a pleca în America, a fost la un vas de lucru care cei din Suceava îl cunosc, fratele Iftimii, și Duhul Domnului a spus soției lui, femeie, hotărât este să mori în țara aceasta. Mai aveau 2 săptămâni să plece. Și i-au luat cuvântul Domnului cu da și amin. Dar ei erau porniți spre America, pentru că acolo aveau copii. Au mai mers cu câteva zile înainte, undeva în zona Vicului și prin alt vas de lucru, zis, așa cum ți-a vorbit, hotărât este să mori, zilele tale să sfârșesc în țara asta. Sora a plecat spre aeroport cu hainele de mormântare pregătite. Crezând că Dumnezeu a zis, eu mă duc și dacă mor, mor. Știți ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic. A plecat în America. A ajuns în America și spunea fratele Tiniuc, fratele Gheorghe, spunea, m-a frământat luni de zile. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? De ce? Îl știu pe vasul cu tare, Ce s-a întâmplat? M-a durut pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și 6 luni de zile spunea, m-a frământat lucrul acesta, nu să judec, nu să cântăresc, nu să dau o sentință în dreptul vasului. Ce m-a durut de lucrarea lui Dumnezeu, de numele și de unul numele acelui om. Și spunea el într-o sâmbătă, a venit un frate și a zis, nu vrei să mergi la rugăciune? Și a zis, ba da, unde? 6 ore, de la Los Angeles la Sacramento, pentru rugăciune. Dar știți, când Dumnezeu le rânduiește pe toate, el este da și amin. Și spunea el, am plecat de la Los Angeles la Sacramento. Am ajuns, rugăciunea era începută. Soția mea s-a stricurat printre surori și frați, acolo s-a pus pe genunchi. Eu am rămas cu cel care m-a luat lângă ușă și a venit Duhul Domnului și printr-un vas a spus, așa vorbește Domnul femeii care a intrat, hotărât a fost să mori în țara de unde ai venit. Dar mijlocirile celor care s-au rugat pentru tine m-au înduplecat și ți-am mai lungit viața. El îmi spunea, am izbucnit în lacrimi. Era o durere a mea și era un răspuns de la Dumnezeu. Și a făcut semn soției mele și după rugăciune imediat a zis, nu mai stăm, plecăm acasă. Plecăm acasă, s-a dus acasă și știți cum a lucrat Dumnezeu? Avea 3 nepoți care au fost crescuți de ei pentru că au rămas orfani mult timp și erau în Statele Unite. Și s-a dus la cei 3 nepoți care aveau 12, 10 și 8 ani și a zis, auzi, când voi ați auzit că bunica a avut un cuvânt că va muri în România, ce-a făcut mama, ce-a făcut încheșul, ce-a făcut... O luat post, s-a rugat. Și băiatul Deni a zis, nu, bunicu, noi am postit 2 săptămâni și ne-a rugat. Și a spus lui Dumnezeu, îngăduie să vină mamaia și tataia să-i vedem. Nu o lua pe mamaia, vrem să o vedem aici în America. Dumnezeu, nu i-a păsat că un om care era un slujitor curat al lui Dumnezeu va fi bajocorit și în numele lui va fi bajocorit. Dumnezeu s-a uitat la rugăciunea unor copii. Și sora aceasta a trăit până la 92 de ani. Ăsta este Dumnezeul nostru. Dumnezeu ne cheamă la unitate, noi să ne facem partea noastră. Să stăm la dispoziția Domnului și când vorbește Dumnezeu să vorbim cuvintele lui Dumnezeu. Să stăm la dispoziția lui Dumnezeu să mijlocim unii față de alții. Și dacă noi ne vom face partea noastră de lucrare, Dumnezeu își va face partea Lui de lucrare. Să putem să fim ca și Habacuc, niște slujitori care stăm la îndemâna Domnului și Domnul să lucreze. Amin.